Tare, dragilor, și bine ați revenit la un nou videoclip. Ar fi trebuit să fac introducerea acestui vlog acum vreo 4-5 ore, ceva de genul. Este ceasul undeva la 6 și jumătate, ceva de genul. Am fost, ne-am plimbat, am filmat toate chestiile pe care le-am făcut astăzi și am ajuns acasă și le-am întrebat pe iubii dacă își aduce aminte dacă am filmat introducerea pentru vlogul de astăzi. M-am uitat în telefon și mi-am dat seama că nu am filmat, așa că a trebuit să filmez acum treaba asta, pentru că altfel n-ați fi înțeles absolut nimica din acest vlog. Așa că vreau să vă spun așa în mare cam ce am făcut noi astăzi. În primul rând am fost la un festival de lavandă care a fost deschis la noi în Parcul Noua, deschis de pe 7 până pe 9 iulie, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Și am fost tare curioasă să văd și eu care-i treaba pe acolo, așa că am fost să dăm o raită, să vedem ce produse au, ce găsim pe acolo și așa mai departe. Acolo am fost prima oară. După am fost să facem ceva cumpărături de la metro pentru ziua Ștefaniei, iar după am fost cu copiii în parc, s-au dat în topogane, s-au jucat pe acolo, am avut așa o zi super plină. Am plecat destul de devreme, cred că era ora 1 ceasul, dacă nu mă înșel, și am stat ceva vreme pe acolo și nu știu cum am uitat, de obicei eu nu uit să fac treaba asta. Îmi place să fac la început ca să știu eu că am terminat treaba asta și pot să mă ocup după de vlog. Dacă data asta n-a fost așa, am fost puțin mai zăpăcit astăzi, așa că îl fac acum, știți vorba aia, decât deloc, mai bine mai târziu sau ceva de genul, așa era vorba. Și o să vedeți și care-i treaba cu cerceii ăștia, super, super fain dacă vizualizați videoclipul. Dragilor, eu vă doresc o vizualizare plăcută, sper din suflet să vă placă și acest videoclip. Dacă vă place, mi-ar plăcea tare mult să ne dați un like, să vă abonați. Acum vă las să urmăriți ce am făcut noi astăzi. Calabulci, da? Calabulci. Oh. A, la bulci. Da, așa erau bulciurile înainte. Bombe, uite, tei bombe, răsut. Da. Ce faină e lavanda. Și mare. Chiar sănătate, mare. Iubire, da, uite, e frumoasă. Super. Bunică. Vreau să ne luăm și noi niște mici de aici, dar n-avem nicio șansă, că e o coadă super mare. Cred că mergem și căutăm în altă parte. Noi, iubire, murim de foame cu coada asta aici. Nu prea, nu ai ce să faci, e multă lume, dar n-au organizat nimic. Nu e organizat nimic, nu prea ai ce să... Nimic. Două chestii și cam atât. Lume, atât. Da, multă lume și cam atât. Și era de obicei. Da. Wow! Super schema! De capul meu! E bună, Ștefi? Te descurci? Gata cum e, mami? Foarte bună. E faină? Ce o fi asta? Căpșuni? Căpșuna? Asta e căpșuni, dar cu ceva așa. Dar se aud ca și cum... Se spadize, așa. Ca bombonelele alea micuțe? Da, da. Nu vrei linguriță? Dă-i cu limbuță atunci. Cât bulați aici? Mm. S-a îmbat picioare. Acu a ieșit, acu a intrat.
A ta e bună, iubire? E cam vrăjeală de înghițată. De ce? Nu e bună? E rece și nu e așa bună. Și se topește și super repede. Da, e mai mult apoasă, nu e cremoasă de loc, da? E foarte bună. Mi-am dat la umbră aici să mănânce înghețată, că se topește super repede și e cald. Aia nu e a noastră, iubita. Nu e mașina noastră. Mai avem un pic până la mașina noastră. Haideți că am plecat de acolo pentru că nu era mare chestie, nu aveai ce să vezi. Erau prețuri exagerate la toate chestiile pe acolo. Aveau lănțișoare, săpun din ăsta din lavandă, buchetă de lavandă, dar aveau prețuri super, super mari. În general, la târgurile astea de genul au prețuri foarte mari, dar nu, chiar nu aveai ce să-ți cumperi de acolo. Și am plecat pentru că nu mai puteam să stau deja, era foarte multă aglomerație și sincer nu mai aveam niciun chef să stau acolo. Era și foarte, foarte multă lume, așa că am decis să plecăm. Ne-am oprit și s-a dus iubi să cumpere niște mici pentru că făceau grătar acolo mai peste tot, dar n-aveai nicio șansă să stai. Era o coadă exagerat de mare și ne-am oprit să ne luăm niște mici și până atunci am zis să vorbesc puțin cu voi. Mi-am luat și eu o chichineață de la târg. Mi-am luat niște cerceluși așa de drăguți, care arată așa, ceva de genul. Sunt foarte, foarte faini. Au costat 40 de lei și îmi plac foarte mult. Arată super, super fain. Nu știu exact din ce sunt. Mi-a explicat doamna de acolo, dar sincer am și uitat. Nu știu dacă sunt din Fimo sau din altceva. Dar sunt simpatici, așa chiar mi-au plăcut. Mi-au atras atenția acolo. Avea o tarabă super faină, doamna, de unde am cumpărat eu cercelușii, am și filmat-o. Avea o brățară super faină din făcută ca din cum îi zice, ca din zmeur, așa foarte fain arăta. Ia să văd dacă reușesc să-mi pun cercelușii. Să vedem cum arată. Îi am pe ăștia micuți simpli pentru că n-am vrut să-mi pun altceva. Și vreau să vedem cum arată. E că arată interesant, nu? Nu prea sunt obișnuită eu cu cercei de genul pentru că nu port cercei așa de mari de obicei, dar am zis să mai schimb puțin stilul. De ce nu? Haideți că mi s-a oprit camera, mi s-a supraîncălzit telefonul, e foarte, foarte cald și stătea aici pe bord, pus în suportul ăla să pot să filmez și mi s-a oprit dintr-o dată pentru că îmi scria pe ecran că e supraîncălzit, așa că mi s-a oprit. Îmi plac foarte, foarte mult cercei, sunt foarte frumoși, numai că eu nu sunt obișnuită să mi atârne așa. Da, deci n-am nicio șansă să filmez pentru că mi se închide telefonul imediat. Îl așteptăm pe iubi să vină cu mâncarea, să mâncăm și după aia mergem la cumpărături. Până atunci sper să se mai răcească și telefonul să pot să filmez și eu ceva cu telefonul ăsta pentru că nu mă lasă să fac nimic și noi o să ne mai auzim mai încolo puțin, poate până și revine puțin telefonul. Hai că intrăm acum și la metro într-un final. Am mâncat. Acum suntem ok și intrăm până la metro. Să vedem ce găsim. Și după mergem în parc. La gonflabile. Yay! Yay! Haideți! Haide! Ce faci tu, maimuță? Dai mânuța lui tati! Dai mânuța! Hai, nu! Hai că am venit și la topogane. Lăsăm să se joace un pic aici. Nu s-a lăsat căldura tot așa de cald e. Bine că măcar nu e așa aglomerat la topogane. Aha. Stai să plătim, iubire. Ce viteză ți-ai luat? Îți place? Unde-i tati? S-a dus acolo cu Ștefi. Da. Unde sunt? O să mă duc și eu la el. De tractor în parte. V-am prins. A vrut și Opti la voi. Da, dar nu-i place pe ăla. Ei, nu, ba da, dar a vrut la Ștefi. Nu, uite-te ce se suie, Doamne, ferește. Uite că nu se suie pe ălea. Vezi?
așa, pe pune așa. Nu merge, mami. Încet, da? Opa! Te mai urcă, te iubita. Hai mai încearcă, da? Ai grijă, da? Dar să mai dea până zici că m-am dus asta s-a dincolo, știi? Și că m-am dus, nu mai veni, aia s-a dat după poartă. Dragă, te ia uite ce fain urcă. Are aderență, că n-are șosete. A, da. Te duci tu s-o prinzi? Ai grijă la Ștefi, mami! Ai reușit, mami! Bravo! Ia vezi, acum poți sus acolo să te sui. Nu, uite cum s-a făcut singură. Aici nu cred că mai e un bău. Și uite încă ce bine merge. Zici că e mai muțică. Bravo, mami! Bravo, iubita! Hai mai urcă-te iară dacă vrei, tot așa. Păpușă! Hai încă o dată, ha! Ia uite și loc. Ce fai, mami? Hai, urcă-te până sus! Na! Mamă, ce se face! Bravo! Ia să vezi acum, ia! Bravo, 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 mami! Hai, Ștefi! Hai, iubita, hai! Haide! Ștefi! Îți place, mami?